Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărat Ceresc Mângâietorul, de Duhul Adevărului, care pretutindeni și toată lumea și Dumnezeu, bunătăți de viață, vină și te sălășluiește din noi și ne curățește pe noi de toate chinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, în numele Domnului Părinte, Părinte, binecuvântați. Cum este Dumnezeu, al Său Har și Sfântului Doamne. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Fiți, v-ați loc, domnul doctor, bine ați venit în mijlocul nostru. De altfel, nu, lăsați aici pe Vios, de altfel, sunteți foarte doriți și foarte așteptați de către oameni și asta este un lucru minunat. Când oamenii au nevoie de oameni. Și să mai vină pe parcurs, trebuie să vă spun că a trecut la cele veșnice un preot, colega noastră de aici, aproape la Dihan, părintele Gheorghe Pescariu, și suntem toți chemați să fim pe frații unui la căpătul lui, să rămână domnul doctor cu fratele Sterian. Sper că o să aud lucruri bune despre această seară. Oricum o să văd registrarea, da? Și dacă n-ați fost cuvinte, vedeți șepățiți. Și seara, duminica, lunea trecută, nu? A fost numărată. Deci s-a postat pe site-ul nostru, puteți să revedeți momentul acela. Oricum, domnul doctor este un om extraordinar, să aibă multe să vă spună. Tema din seara aceasta este ocrotirea căsătoriei și a familiei prin revizuirea Constituției României, a pregătit domnul doctor aici. Și are multe lucruri să ne spun. Foarte mult. Domnul doctor, încă o dată bine ați venit. De ce ne-am gândit noi la această temă? Pentru că atât pentru biserica noastră, cât și pentru familie, este o situație stringentă la ora actuală în lume și în România. Eu nu vreau să dezvolt o teorie a familiei, bănuiesc că majoritatea sunteți familiști și știți ce înseamnă asta. Familia tradițională este menționată în Sfânta Scriptură și bazele ei teologice sunt puse de mult. Și fiecare din dumneavoastră știți ce înseamnă să constituiți o familie creștină. Evdokimov spune că un versant al muntelui Tabor este urcat de familie și celălalt versant al muntelui Tabor este urcat de monahi. Amândoi, dacă împlinesc legea lui Hristos, ajung în vârful muntelui Tabor. Adică sunt două căi de mântuire valabile și eficiente în același timp. Familia, atâta vreau să spun, așa să teoretizez puțin problema familiei, este o mică eclezia. Este o biserică. Unde sunt doi sau trei, spune Mântuitorul în numele meu, sunt și eu acolo. De aceea, familia are în esența ei o sfințenie. Apostolul Pavel vorbește despre taina unirii bărbatului cu femeii în Domnul. Folosește această sintagmă, această expresie.
Mare este taina aceasta. E bine, în Vechiul Testament apare un verset citat deseori care spune: creșteți și vă înmulțiți. În Noul Testament acest verset nu mai apare. În Noul Testament este vorba despre creșterea și înmulțirea duhovnicească a oamenilor. Relația trupească în Noul Testament cade în planul 2 și Apostolul Pavel spune că este necesară pentru a nu fi ispitiți de diavol, dar așa a spus odată un preot, l-a întrebat o femeie, care e cea mai mare lucrare care pot eu să fac în viața mea? Că eu vreau să fac această lucrare din viața omului. Și Părintele i-a spus să faci un alt om. Ceva mai mare decât asta nu există. Încât familia creștină întărește biserica. Pentru că naște creștini. Alți creștini. Ce se întâmplă acum în lume? Mai mult ca niciodată în cei 2000 de ani, familia creștină este realmente în pericol. Și despre asta vrem noi să vorbim. Și familia creștină nu este în pericol oricum. Și este precedată de un atac fără precedent la adresa antropologiei creștine, la adresa identității de gen a creștinilor în ziua de astăzi. De unde vedem noi asta? Odată vedem din propaganda furibundă a homosexualilor de a se legifera acest păcat al lor, de a face parteneriate civile, de a înfia copiii în mod legal și culmea este că chiar reușesc. Și reușesc prin două metode. Odată încercând să strâmbe căile Domnului în planul etic, moral, în civilizația noastră modernă, și al doilea rând, recurcând și la diferite șmecherii juridice. Dau numai două exemple. Odată, Irlanda a votat pentru căsătoria homosexuală cu un procent de 65% la un referendum. Nu e nimic mai grav decât asta pentru un continent așa numit creștin. Deci nu guvernul sau parlamentul au votat pentru această anomalie civică și duhovnicească, ci poporul în procent de 65%. Deci, ca să vă dați seama cât de mult s-a lucrat pe mintea acestor oameni, pe creierul lor, câte spălări succesive s-au făcut ca să legifereze un păcat, nu numai ca practică, ci ca și alianță liber consimțită care face parte din prima jumătate a definiției căsătoriei. Al doilea exemplu îl dăm din Statele Unite, unde Curtea Superioară de Justiție, formată din 5 oameni, au emis o decizie, o hotărâre, care, contrar lipsei de cercetare a procurorului, a decis pentru toate statele Americii și pentru întreaga populație americană,
că este posibil parteneriatul și căsătoriile civile între homosexuali. În lume există deja vreo 18 țări sau 20 și ceva, cred că au trecut de 20 acum, unde această căsătorie este legiferată. Eu nu vreau să reiau toate pasajele biblice care vorbesc despre păcatul acesta, pierdem prea multă vreme cu asta și așa, poate nici să nu maculăm prea mult dialogul în acest loc sfânt. Aș vrea numai să vă spun situația României, că asta e unul din scopurile importante pentru care am venit să vorbesc. În Constituția României, definiția căsătoriei spune așa, este o alianță liber consimțită între soți. Această formulare este nefericită din punctul de vedere al timpurilor noastre de astăzi. Poate că a fost, e de fapt o formulare foarte veche, de cum a fost preluată din Constituția cealaltă, de acum 50-60 de ani. Această definiție cu ușurință permite legalizarea parteneriatelor civile și a căsătoriei homosexuale. Pentru că nu se precizează cine sunt soții. Au fost în ultimii 2 ani două tentative în România, două tentative pentru a legifera parteneriatele civile între persoane de același sex. Amândouă nereușite. A fost și o acțiune de referendum pentru a schimba sintagma și a o clarifica în bărbați și femeie și asta nereușită. Deci, practic, se dorește ca această sintagmă să rămână, pentru că atunci când tăvălugul care vine din Occident, legat de legiferarea parteneriatelor civile, să fie foarte ușor de făcut, pentru că baza constituțională există. Ei bine, în mediul politic actual al României, nu există o voință generală în a legifera parteneriatele civile. Dar există tot timpul niște cârtițe care încearcă să împingă înainte și să obișnuiască auzul populației românești cu aceste parteneriate civile, ca să nu li se mai pară ceva abominabil, așa cum păreau acum 20 de ani. De atunci și până acum, om a auzit de mii de ori în media românească și peste tot acest cuvânt și a început să devină mai tolerantă, din păcate. Pe de altă parte, dacă facem un studiu asupra instituției căsătoriei în România, aflăm niște lucruri dureroase. Odată a crescut gradul de divorțialitate. Foarte mult. A doua oară a crescut procentul de relații conjugale nelegiferate, nici civil, nici religios. Este o realitate a concubinajului procentual crescută în România și în lume. În al treilea rând, a scăzut drastic, periculos de drastic, natalitatea. În al patrulea rând, a crescut numărul de copii abandonați. România, la ora actuală, este țara cu cel mai mare număr de copii abandonați, cel mai mare abandon dintre toate țările Europei. În al patrulea rând, a crescut procentul de femei care apelează la planning. Se apreciază că după anul 2030-2040, România va ajunge la o populație de 10-12 milioane. Va scădea drastic. În al cincilea rând,
numărul de avorturi dintre 1958 și 2014 este de 20 de milioane în România. Au fost avortați exact atâția copii cât populația României. Ei bine, pentru toate astea, la ora actuală au apărut un grup de tineri inimoși, în frunte cu Bogdan Stanciu, care și-a propus și el să vină, dar n-a reușit, tocmai din cauza unei acțiuni pe linia asta, un grup de tineri inimoși care au deschis o acțiune la Curtea Constituțională pentru organizarea unui referendum care să schimbe Constituția la această sintagmă, la definiția căsătoriei. Procedura este așa. Se constituie un comitet de inițiativă format din cel puțin 10 persoane. Și asta s-a și făcut. Se notariază cu iscălitura lor un text propus pentru schimbarea Constituției, alcătuit de niște juriști buni pe care Bogdan aducă aproape. După două sau trei săptămâni de la depunerea textului la Curtea Constituțională, se poate începe procedura de adunare a celor 500.000 de iscălituri și acest lucru se va întâmpla începând din data de 26 noiembrie, când se împlinește termenul. Există câteva luni la dispoziție până prin 1 martie pentru a aduna cele 500.000 de iscălituri care trebuie validate de primarul din fiecare localitate și atunci se depune o cerere la Parlament pentru organizarea unui referendum. S-a produs această procedură pentru că la anul sunt alegeri parlamentare și cum există riscul ca românii să nu fie de două ori la vot, se profită de alegerea parlamentară când se mai adaugă o rubrică, o foaie, în dosarul de votare și atunci oamenii sunt invitați să voteze și pentru schimbarea Constituției acel articol și pentru a defini căsătoria ca o alianță liber consimțită între un bărbat și o femeie. Scopul acestei întâlniri este de a vă îndemna acasă, în vecini, la servici, să convingeți cât mai multă lume să semneze pe un formular că sunt de acord cu propunerea unui referendum pentru a se aduna 500.000 de iscălituri din toată țara. Dacă nu se îndeplinește acest număr, referendumul nu se poate organiza. Ce se întâmplă dacă această acțiune de cădere morală gravă, care este pierderea identității de gen, dacă această acțiune merge înainte? Iată ce se întâmplă. În Germania sunt deja certificate de naștere care au trei căsuțe. Masculin, feminin și neutru. Și părinții declară sexul copilului așa cum vor ei. Nu contează ce este el în realitate, anatomic și mai târziu psihologic. În țările nordice sunt grădinițe unde se lucrează intens la distrugerea identității de gen. Pe băieții îmbracă în fustițe, pe fetițe îmbracă în pantaloni. N-au voie să spună eu sunt băiat, eu sunt fetiță, trebuie să spună eu sunt copil. N-au voie să spună mamă și tată, ci părinte 1 și părinte 2. Și crescând de mic cu această distrugere a identității de gen, ființa umană devine extrem de vulnerabilă. În momentul în care el nu are, nu simte și nu are convingerea unei identități de gen, că el poate să faci ce vrei cu omul acela.
pentru că ele nu-i stăpân pe el însuși, sau apare în el o dezordine schizoidă, pentru că el anatomic este băiat, mascul, bărbat, și psihologic a fost crescut tot timpul în ideea că este de sex feminin. În lume există deja, să spun așa, vulgar exprimat, indivizi, exemplare de genul acesta. Așa cum în lume există și a apărut recent o carte scrisă de o femeie care acum e matură, are 30 și ceva de ani, e pe picioarele ei, dar ea descrie viața ei de coșmar, pentru că a fost înfiată la vârstă de câteva luni de un cuplu de bărbați homosexuali. Și a fost crescută într-un astfel de mediu, până la majorat, când și-a luat zborul, s-a desprins și a făcut propria ei viață, afaceri, și ea descrie cum a fost marcată de această întâmplare din viața ei și rămâne marcată până la sfârșitul vieții ei. Ce se întâmplă încă dacă acest atac, această lezare a antropologiei umane merge în continuare? Păi iată ce se întâmplă. Un cercetător american a decis că în primele două săptămâni embrionul nu este persoană umană, dar decis din laborator, pentru simplu motiv că nu a reușit să găsească la microscop organogeneza, organele care se vor dezvolta ulterior. Această decizie și publicare a teoriei lui a mers mai departe și a zis, dacă nu este persoană, înseamnă că putem face ce vrem cu ea, cu acest embrion. Și așa există la ora actuală embrioni la frigider, la congelator, de ani de zile. Am avut și eu pacient, și recent, am avut o doamnă, care a obținut un copil prin fertilizare in vitro și mai are 2 sau 3 embrioni la congelator. Plătește 1 milion pe lună ca să-i țină acolo. Și între timp femeia a intrat mai adânc în biserică și acum este într-o mare încurcătură în planul spiritual. Nici duhovnicul nu a reușit să ia o decizie și a dat seama că a făcut un păcat și întreabă cum să rezolvi problema asta, ce să fac cu embrionea. Ca să îi decongeleze, să meargă înainte cu ei, nu mai vrea pentru că e riscant și nu știe ce se întâmplă, știința nu are o experiență 100% în domeniul ăsta, ca să îi întrerupă din congelator și să nu mai plătească pentru ei, își dă seama că sigur vor muri și este un păcat. Ori Maxim Mărturisitorul spune foarte clar că sufletul este trimis de Dumnezeu asupra embrionului în momentul în care spermatozoidul se unește cu ovulul și se naște noua ființă umană. Care altfel exista o discordanță dacă sufletul ar veni cu o întârziere asupra embrionului. Deci din momentul în care cele două celule germinative se unesc, Dumnezeu trimite sufletul și acea ființă este persoană din momentul acela. Nu mai are rost poate să vorbim despre unde a dus această neglijare, această lezare a embrionului uman. S-au descoperit în unele țări firme de cosmetice care pun în cremele de față ale doamnelor embrioni umani. Pentru că embrionii conțin niște hormoni numite endorfine, care au rol trofic asupra pielii și le dispar ridurile. După aceea s-au folosit foarte mult embrionii umani pentru studii genetice, pentru lămurirea unor mecanisme patogene, dar
toate astea, de fapt, nu sunt decât păcate asupra statutului embrionului uman, care nu are așa o definiție precisă în momentul de față. Numai creștinii pot salva acest dezastru antropologic și duhovnicesc care bântuie, în primul rând, Europa și America. O să vă mirați, dar după ce America a decis prin cei cinci jurați din Curtea Supremă a Statelor Unite că homosexualitatea poate deveni parteneriat și căsătorie legitimă, un comitet restrâns al Organizației Națiunilor Unite, dar cu reprezentanți din toate țările membre ONU, au organizat și ei exprimarea unei opinii. Și atunci am putut vedea un paradox greu de explicat. Țările creștine de la ONU, prin reprezentanții lor, au votat pro-homosexualitate. Și țările păgâne din Africa, din Asia, au votat împotriva homosexualității. Cum putem explica această deraiere gravă de la dogma și morala creștină? Pare cum putem explica? Decât printr-o relaxare a nivelului de conștiință creștină, printr-o îndepărtare de la nivelul maximalist al religiei ortodoxe de 2000 de ani și căderea în tot felul de erezii foarte relaxate. Eu vă mărturisesc că acum vreo 20 de ani am încercat să organizez un simpozion cu diferite confesiuni creștine pe tema planningului. Și a fost imposibil, pentru că nu s-au înțeles, nici nu l-am mai organizat. Ortodoxii ziceau nu planning. Ceilalți ziceau da planning. Iată, ce pot să faci în situația aceasta? Și sigur că lucrurile s-au degradat treptat, pentru că diavolul așa lucrează, amestecă în vinul cel bun otrava, progresiv, în așa fel încât nu se simte. Acum da planning-ului, după aceea da căsătoriei homosexuale, după aceea da, acum, de exemplu, după ce America a dat în luna iunie liber la căsătoriile homosexuale, deja la o săptămână după această decizie, Asociația Homosexualilor Americane a organizat primul simpozion în care pledează pentru legiferarea pedofiliei. Pasul următor. Și era știut că asta urmează. Sau acum două săptămâni, dacă ați citit la știri, a apărut prima căsătorie multiplă unisex, în care trei femei s-au căsătorit cu acte în regulă în Brazilia, urmea țară catolică, așa, cu un act în regulă. După aceea se vor lupta pentru poligamie. Asta e planul lor cunoscut, adică lansat. Și după aceea pentru poliandrie. Poliandria este corespondentul la sexul feminin al căsătorilor multiple, în care o femeie se căsătorește cu mai mulți bărbați. Poligamie, un bărbat se căsătorește cu mai multe femei. Căsătorii multiple unisex, 3-4 femei căsătorite între ele, 3-4 bărbați căsătorite între ei. Legiferarea pedofiliei, care este abominabilă de-a dreptul, așa. Există deja, au fost, deși este interzisă deocamdată în Germania, dar s-au descoperit rețele de practicarea zoofiliei, a sexului cu animale și așa mai departe. Deci,
Este important să trezim cumva în conștiința creștinilor români această țară să nu fie atinsă de acest flagel. Pentru că după ele urmează altele și altele și căderea este în lanț. Și acum este momentul. De ce vă spun că acum este momentul? Așa cum e cunoscută psihologia poporului român, cu bune și cu rele, trebuie profitat de alegerile parlamentare de la anul, pentru că atunci e foarte simplu, se pune o hârtie în plus în buletinul de vot și românul spune da, căsătorie între un bărbat și o femeie. Dacă acest prilej se pierde, noi nu credem că peste 50% din votanții României, ceea ce înseamnă câteva milioane bune, nu credem că vor veni special la vot pentru problema aceasta a schimbării Constituției. Și așa, participarea la vot a românilor este destul de slabă. Mai bine să duc bea o bere în ziua pe undeva. Dar dacă nu se unesc cele două acțiuni și se face o acțiune separată, e adevărat că Parlamentul poate să facă această mărșărie, dacă vrea, sperăm să nu vrea, poate să decidă, deși un referendum costă milioane multe de euro, dar dacă Parlamentul va fi convins de cei care luptă pentru homosexualitate să fixeze referendumul pentru Constituție, pentru schimbarea Constituției, separat de alegerile parlamentare, este de fapt o acțiune de sabotaj, pentru că și ei știu, ceea ce știm și noi, că românii nu vor veni a doua oară la vot într-un procent atât de mare încât să fie valid referendumul și obligația de a schimba Constituția. Practic, ce aveți dumneavoastră de făcut? Cu vecinii, cu prietenii, cu rudele, cu enoriașii, cu colegii de servici, să-i convingeți să semneze. O să vină Bogdan Stanciu, cel care a declanșat această acțiune pe țară, și o să vă explice cum funcționează tabelele acestea, care nume, pronume, buletin, semnătură, și care urmează să fie validate de primarul localității respective. Fără asta nu se poate. Acum 5-6 ani, când s-a mai încercat o asemenea acțiune în România, a ieșuat și din cauza unor primari, care probabil la comandă politică, au întârziat vreo 2-3 luni cu validarea listelor. Ei trebuie să spună, da, acești oameni locuiesc în orașul meu, unde eu sunt primar. Dar legea nu spune în cât timp e obligat el să spună asta. Dar atunci ei au întârziat intenționat și s-au pierdut 40.000 de iscălituri numai prin acest sabotaj. Din fericire, de data aceasta, eu am vorbit săptămâna trecută cu ierarhii din Moldova, am vorbit astăzi cu ierarhii din Ardeal și un băiat, Ioan Șolea, care este și el în această echipă, a alergat cu mașina în toată Moldova, la toți ierarhii, la toți episcopii, acum este în Ardeal, la toți episcopii, azi a vorbit la Maramureș, mâine, apoi mâine va fi la Cluj, la Mitropolit, și așa mai departe, și toți au promis un sprijin în adunarea de semnături prin protopopii aferenți zonei respective, încât de data aceasta referendumul are șanse să reușească și dacă acest referendum reușește, greu vor mai schimba ei Constituția în următorii 20-30-40 de ani. Să-i transmiteți lui Bogdan Stanciu că l-așteptăm într-o duminică dimineață, okay, la Sfânta Liturghie. Și să explice mecanismul. După Sfânta Liturghie să facem lucrul acesta, fiindcă vine popor, și să le arătăm, okay, să le explicăm exact cum stau lucrurile. Poate săptămânile acestea, duminicile acestea, din 26 se pot deja aduna, primături.
L-așteptăm. Dacă aveți probleme, întrebați, nu neapărat pe tema asta, și pe altele, vă stau la dispoziție. Vă mulțumim tare mult că ați venit. Ne bucurăm mult că ați venit. Iată, exact la un an, anul trecut ați fost pe 10 noiembrie, anul acesta s-a potrivit să veniți exact la în ziua pomenirii Sfântului Rahn Nectarie Taumaturgul și Păcătorul de Minuni, pe 9 noiembrie. Și sigur vă mai așteptăm. Apropo, când vine Bogdan Stanciu, poate prin el primiteți și niște cărți, așa, de ale dumneavoastră, să le avem aici și să le dăm poporului. Vă mulțumim și vă mai așteptăm. Înainte de a da drumul întrebărilor și chiar aș ruga pe Andrei, pe Alina, cine mai sunt în spate, Mihai, 2-3 băieți, să mă ajute dacă sunt să strângeți de la cine dorește întrebările, că foarte mulți le vor pune pe, în scris pe hârtie, să le aduceți în față. Dați-mi voie să fac câteva scurte anunțuri. Cu ajutorul lui Dumnezeu, duminică, când și începe Sfântul Post al Crăciunului, al nașterii Domnului, duminică după masă, la orele 18, deci pe data de 15 noiembrie 2015, la orele 18, după săvârșirea slujbei vecerniei, vom avea seară duhovnicească cu Părintele Profesor Dr. Gheorghe Holmea, prodecanul Facultății de Teologie Justinian Marina din București, care va vorbi despre Sfântul Ierarh Grigorie Palama, pe care îl pomenim și prăznuim în fiecare an pe data de 14 noiembrie, și Maica Domnului Isihasta, pornind de la Acatistul Rugului Aprins. Și sigur va vorbi puțin, va avea un cuvânt duhovnicesc și despre post, fiindcă vom fi exact în prima zi a postului nașterii Domnului. Așadar, vă așteptăm, duminică, nu luni, așa a putut Sfinția sa să vină, rest este foarte prins, foarte ocupat. Și ne-am bucurat că a putut veni și îl așteptăm cu mare drag și vă așteptăm și pe dumneavoastră să fiți cu noi părtași. Luni, adică de astăzi într-o săptămână, tot la orele 18, altă seară duhovnicească, așa s-au potrivit în perioada aceasta mai multe, cu Părintele Profesor Dr. Mihai Spătărel, care va vorbi despre viața, opera și activitatea Patriarhului Justinian al României, care a fost apăstorit în vremuri tulburi și grele, în perioada 1948-1977, dumnealui a cercetat inclusiv în arhivă și în CNSAS viața Părintului Patriarh și opera și activitatea lui. A scos chiar o carte în acest sens, pe care o va și aduce atunci și ne va prezenta aici. Iar de astăzi, în două săptămâni, cu ajutorul lui Dumnezeu, deci pe data de 23 noiembrie, tot la orele 18, chiar când avem și hram la biserica noastră, este pomenirea Sfântului Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii, seara la orele 18, la ora 6, vom avea întâlnire duhovnicească cu Părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului. Și apoi vom mai avea ultima seară duhovnicească pe 7 decembrie, când o prăznuim și pe Sfânta Muceniță Filoteia de la Curtea de Argeș, tot la orele 18, tot lunea, deci ar fi peste o lună, pe Părintele Profesor Mihail Milea de la Buzău, de la Fundația Sfântul Sava. Acestea sunt serile duhovnicești. Mai avem cele două concerte în ajun de Sfântul Nicolae, când iarăși este hram la noi, când vor veni din nou tinerii de la tradiția românească, cei care au fost și anul trecut în cor popular, tradițional popular, și care au cântat deosebit, au colindat foarte frumos, vor veni și de data aceasta, în acest an, tot în ajun, tot la slujba vecerniei și a litiei, iar în ziua hramului, pe 6 decembrie, după Sfânta Liturghie, vor cânta două grupuri de copii, de la școala 82, de aici de peste drum, și de la școala 149, copii care au mai cântat și în anii trecuți. Elevi și copii de-ai noștri, nepoții ai noștri. Mai sunt 9 bucăți din cartea Părintelui Gheorghe Colța, cel care a fost lunea trecută, îl știți. Unii dintre dumneavoastră chiar m-ați întrebat că n-au avut atunci pregătiți bani la dumnealor. Mai sunt 9 exemplare, spate la pangar, dacă vreți să le luați, din cartea Toiagul Odrăslit. Nu știu dacă ați aflat de carte. Este dialogul dintre Părintele Gheorghe Colța, protopopul de Bran, cu o deținută. Care l-a cunoscut prin intermediul unor emisiuni, Trinitas, la Radio Trinitas,
și care cu aprobări speciale avea dreptul de două ori pe săptămână, miercurea și vinerea, timp de o jumătate de oră, timp de 4 luni, să poarte convorbiri duhovnicești cu părintele, convorbiri transcrise și din care a luat naștere această carte. Deținută, care acum este liberă, lunea trecută a venit și ea, deci a fost aici în carne și în oase, Mihaela Motorga, are 30 de ani. Este și acum. Unde? A, uite, ea este. Ea este protagonista cartei, cărții. E superbă, e, chiar o să vă dăm un exemplar. E ceva inedit în literatura noastră. Și cartea, și mărturisirile, convorbirile, dialogul și tot ce s-a lucrat din această carte, din această... din acest volum. Întrebări. Dacă sunt și cu curaj, dacă este cineva care vrea să întrebe direct, fără intermediul, fără ajutorul scrisului, poate să o facă. Dacă nu, începem să întrebăm. Da. Unii consideră că tolerarea homosexualismului poate duce la ameliorarea mișcărilor gay. Care ar fi soluția potrivită dacă tolerarea lor nu este bună? Să facem o deosebire între tolerarea homosexualității și tolerarea homosexualilor. Noi cu homosexuali nu avem nimic. Ei sunt oameni ca și noi. Majoritatea din România sunt botezați în numele Sfintei Trăimi. Noi, ca biserică și ca și creștini, trebuie să iubim, să le dorim binele, dar homosexualitatea nu poate fi tolerată de un creștin autentic. Nu avem timpul necesar acum, dar citiți cartea lui Virgil Gheorghe, Fața nevăzută a homosexualității, și acolo o să aflați că în rândul homosexualilor, tentativele de sinucidere sunt de vreo 30 ceva de ori mai mari decât în rândul heterosexualilor. Cancerul de colon și cancerul anorectal este de vreo 6-7 ori mai frecvent decât la heterosexuali. SIDA este de sute de ori mai frecventă decât la heterosexuali. Infracționalitatea este și ea de câteva zeci de ori mai mare decât la heterosexuali, divorțialitatea este și ea mai mare de nu știu cât de... și așa mai departe. Deci este o... este de fapt o sociopatie, o boală socială. Și noi suntem datori să... milităm și să muncim pentru o sanogeneză în populația, în comunitatea unde trăim, nu pentru o patologie socială. Pentru că există riscul să ne fie afectați copiii, nepoții, familiile. Acum vreo 10 ani, când se punea problema dezincriminării homosexualității în România, sau 15 ani, am fost invitat la Patriarhie de Episcopul Ciprian, la un simpoziu am făcut împreună cu guvernul, unde a venit o doamnă de la guvern, o doamnă care nu avea gândirea ei proprie, se vedea de la distanță. Ea reproducea așa, ca un papagal, ca o mașină de scris, ce spunea guvernul atunci. Și guvernul atunci spunea așa: homosexualitatea trebuie dezincriminată, liber în toată lumea, drepturile omului, cam așa era, asta era sintagma, drepturile omului, fiecare e liber să facă ce vrea cu corpul lui, nu știu ce. Pedofilia trebuie condamnată. Și ea punea placa asta în continuu, oricine lua cuvântul, ea zicea homosexualitatea, drepturile omului, pedofilia trebuie condamnată. Și noi am întrebat-o atunci dacă are copii. A spus că are, întâmplător, am cuvânt, că am întrebat așa, chiar băieți. Și i-am spus: doamnă, cum vedeți următoarea problemă? La 18 ani, fără o zi, copilul dumneavoastră este minor. Dacă îl agață un homosexual pe stradă, e pedofilie, nu? Da, închisoare, chestiune, ce. Dar dacă homosexual mai are răbdare două zile, ce este atunci? Drepturile omului, nu?
Ok, bravo. A râsat, ia. Deci nu trebuie să fim superficiali în a analiza fenomenul acesta. Ei sunt așa cam ceata lui Piții Voi, dar e într-unul țipă doi. Deci, în realitate, pe lângă faptul că își pun în pericol mântuirea lor personală și dacă chiar iubim vasemenii noștri, trebuie să ne gândim și la asta, să încercăm să-i frutăm, dar pun în pericol și mântuirea altora pe care încearcă să-i atragă în plasa lor și, mai puțin grav decât mântuirea, SIDA, cancerul, infecțiile, bolile cu transmitere sexuală sunt de zeci de ori mai frecvente la ei decât la heterosexuali. Așa trebuie văzută problema. Deci, aici să nu facem o înțelegere greșită a toleranței. Toxoplasmoza este o boală periculoasă? Nu, nu e periculoasă. Dacă există posibilă înlocuirea cortizonului de sinteză cu un tratament naturist și ce denumire are? Depinde de suferința pe care o are persoana aceasta. Nu, dacă e vorba de o boală acută care necesită corticoterapie injectabilă, e una, nu puteți înlocui acel cortizon într-un șoc anafilactic, într-un edem chimic, etc. Dacă e vorba de o boală cronică care are nevoie de un nucleu cortizonic, atunci puteți să ține că există o plantă numită Trigonella Fenum Grecum, care are în ea niște nuclei diosgeninici, așa se cheamă. Sunt nuclei precursori ai cortizonului. Și acolo e vorba de un cortizon natural. Pentru hepatita cu virusul C, există un tratament eficient? Există. Interferonul care se recomandă este greu de suportat. Există un tratament, un leac al Maicii Benedicta de la Rătești, Maica nu mai trăiește, dar leacul se găsește pe piață pentru că am reușit-o să-l promovez acum 20 de ani și îl face firma Fares și îl facem și noi la Naturalia. Cum putem să învingem dependența alimentară? De sucuri, de alimente nesănătoase? Din post. Cum se numește cartea menționată cu mărturia fetei crescută de homosexual? Dacă aveți titlul cărții. Nu am în memorie titlul, l-am undeva pe mail, prin fratele Stelian pot să-mi trimiteți. Da. Cum explicați apariția cancerului la copii mici de 2-3 ani, prin prisma teoriei dumneavoastră? Nu este o teorie a mea. Au apărut câteva studii în ultimii 10-15 ani care la copilul România are 5.000 de copii cu cancer, cel mai mare număr raportat la populație dintre toate țările europene, dar și în alte țări există cancer la copii, nu așa mult ca în România. Nu este teoria mea, este un mănânc de studii al unor autori care au plecat de la ideea că un copil până la 10-15 ani nu a avut cum să-și otrăvească corpul cu alimente cancerigene. Că n-a avut timpul necesar ca sărurile nitrice din salamuri să dea cancer, au nevoie de vreo 30 de ani de consum. Ca zahărul să dea cancer în sfera genitală, are nevoie un om, o femeie, tot cam de vreo 30 de ani de consum mare de zahăr și așa mai departe. Ei, la copil, această cauză nu există. Noi am avut la hostul Iisus Sfânta Irina ca cel mai tânăr caz de un an și 4 luni care a murit cu cancer, un medulloblastom cerebral, și cancerul a debutat la 4 luni și a mai trăit copilul un an. În aceste situații sunt incriminate, dar fără niște dovezi pertinente, dar există deja articole care incriminează timerosalul și sulfatul de aluminiu din vaccinuri. Spune aici, profesorii de religie să fie pregătiți în sensul atragerii elevilor.
Și apoi mai spune despre moschee. Probabil că este părerea dumneavoastră vis-a-vis de construirea moscheei. Sigur că profesorul de religie e nevoie să fie și harismatic, așa, să fie vocațional, nu numai să turuie din Biblie pasaje și... Asta e un talent, o vocație, mă rog, studenții când fac teologie, ar trebui să-și însușească și aceste metode de a ajunge la inima copiilor, așa. Ce părere am să vedem despre moschee? Noi suntem o țară creștină. Nu sunt atât de mulți în România încât să mai aibă nevoie de încă un locaș. Părerea mea. Dacă sunt alte rațiuni pentru care face, nu știu. În societatea contemporană, valoarea pudorii se reduce la zero sau chiar peste sau chiar este percepută cu valoare negativă. Chiar și vârstnici au încetat să mai judece pe tema acestui subiect, devenind mai înțelegători. Lumea modernă se sexualizează tot mai mult, iar tendința de a merge în pas cu moda atrage renunțarea la alte principii. Păcatul, viciul se amplifică, alimentând astfel răul care îl atrage pe orbită pe cel care nu are o puternică viață morală. Morala creștină a întărit familia. Astăzi, orele de religie sunt eliminate. Oare legiuitorii vor să destrame ceea ce morala creștină a întărit? Probabil că vor. Ce pot să spun? Acum, e o întreagă discuție care continuă. Dacă se introducă educația sexuală în școli sau nu. Nu e ceva nou. Acum vreo 6-7 ani, poate mai bine ceva, când eram eu protestant la Facultatea de Teologie din Craiova, Ministerul Educației a făcut o tentativă de a introduce această curiculă la copii începând de la 11 ani, din clasa 5-a. Erau în dulapurile Ministerului Educației vreo 10.000 de CD-uri cu poziții sexuale și vreo 10.000 de caiete metodice care urmau să fie puse la dispoziția diriginților pentru a preda după ele. Mitropolitul ne-a convocat așa pe aproape toți profesorii din facultate să încercăm să facem ceva pentru asta. Ca să blocăm această intenție a venit în România după ce a ieșuat în 3 țări, în Anglia, în Grecia și în încă o țară europeană, nu mai știu unde, unde a fost refuzată de părinți. Grecia e o țară ortodoxă și militantă ortodoxă, așa. Anglia e o țară, așa, unde libertinajul e foarte mare, cu căsătorii homosexuale, cu nu-și pune problema asta, nici a pudorii, nici a sexualității. Și totuși părinții au refuzat-o din motive de igienă personală, igiena copilului, motive de, așa, sănătate. Au încercat să o legifereze în România, au dat și o hotărâre de guvern pentru asta, că trebuie introdusă, și în condițiile acestea, noi am alcătuit tot grupul ăsta de profesori, un studiu pe 40 de pagini, în care am analizat cuvânt cu cuvânt curicula, caietul metodic al acestei hotărâri de guvern și materii care urma să se introducă. Am avut în final o luptă destul de dură la minister cu promotorii acestui proiect, o doamnă directoare și încă un domn, un dialog care a durat vreo 3 ore cu profesorul Ilie Bădescu, am fost și cu încă 3 colegi, așa, au cedat foarte greu. Noi adunasem iscălituri de la mai mulți rectori, decani și membri ai Academiei Române, specialiști în pedagogie, așa, și toate aceste iscălituri erau împotriva acestei materii, așa cum a fost gândită ea atunci. Noi am reușit atunci să blocăm această materie. La câteva zile după acest succes al nostru, ca să zic așa, au apărut brusc asociații de luptă împotriva SIDA,
care nu s-au mai dus la minister să ia aprobări centrale, s-au dus în școli, la directorii de școli și au spus vrem să ajutăm copiii să nu facă SIDA. Și dintr-o oră de 50 de minute, 10 minute vorbeau despre SIDA și 40 de minute vorbeau despre sex. Inclusiv cum se exersează prezervativul pe o banană, cum etc. Tot felul erau studiate problema asta. În luptele noastre cu ministerul, atunci doamna director a spus, domnule, aveți o variantă creștină ca să o înlocuim. Dar o maică care a lucrat cu noi, care era absolventă a facultății de filozofie în tinerețea ei și foarte citită așa, era în colectivul nostru, a pornit la tratatul despre educația copiilor a lui Sfântul Ioan Gură de Aur și până în zilele noastre, cu pedagogi și tratate de pedagogie creștină, și ea ne-a sfătuit să scriem în opinia noastră, în opoziția noastră, că o educație sexuală în școli nu este necesară. De ce nu este necesară? Ea era și glumeață așa. Este o femeie căsătorită, bine? Nu se cunoaște niciun caz în istoria civilizației în ultimii mii de ani în care doi tineri se căsătoresc și nu știu ce să facă în noaptea nunții. Nu apare în istoria civilizației asta. Deci nu e necesară o educație sexuală în sensul ăsta. Dacă sunt totuși probleme și sunt, întotdeauna sunt, aceste probleme trebuie rezolvate într-un cadru privat. Apropo de pudoare, ce spune doamna, e o întrebare bună. Deci, pudoarea trebuie să existe în continuare. Ea face parte din sănătatea morală și trupească și fiziologică a ființei umane. Dacă fata are o problemă, o întreabă pe mamă, dacă băiatul are o problemă, îl întreabă pe tatăl, dacă amândoi au o problemă, îl întreabă duhovnicul, întreabă pe doamna dirigintă la clasă, dar acest capitol nu este bine să fie dezbătut în public. E asta vor, de fapt. Vor o dezbatere la clasă, o dezbatere publică, așa, pe tema asta, care, de fapt, la 11 ani și la 13 ani, nu reprezintă decât o mare incitație sexologică. Asta, nu, ce poate să învățătură cu asta? Și vă dau un exemplu concret. Eu, ieșind la pensie de la facultate, m-a rugat un fost pacient al meu, care predă la un liceu privat, nu-i spun numele, că nu e bine, din multe puncte de vedere, și m-a rugat să vin să țin câteva lecții de educație pentru sănătate. M-am dus și m-a dus la clasa 5-a. Eu, neavând experiența predării la copii mici, care e mult mai grea decât la studenți, în fine, pot să spun că mă descurc destul de greu, că nu sunt atent, nu reușesc să mă fac atent, dar altceva vreau să vă spun. În acest liceu privat, singurul din București, care a introdus și ore de educație sexuală, fără să fie o hotărâre de guvern sau un ordin al ministrului învățământului. Deci, patronii acestui liceu sunt oameni politici și au vrut, probabil, să se pună bine și pe calea asta cu Bruxelles, cu Uniunea Europeană, așa, și ei au introdus singurii din România, cred, ore de educație sexuală la copii. Fără să-i oblige nimeni. Și profesorul care predă aceste ore de educație sexuală, care e tot un medic, se trezește cu întrebări puse de copii de 12 ani foarte jenante. Ce dimensiuni trebuie să aibă organe sexuale ca să fie în regulă? Să uită la filme porno și întreabă care tehnică o putem aplica fără să ne... Așa, deci, iată unde se ajunge. E de fapt,
o expresie a iadului pe pământ, pentru că există această relaxare din aproape în aproape. Aici. Citat din învățăturile lui Neavoie Basarab către fiul său Teodosie. Dacă vom iubi pe Dumnezeu cu tot sufletul, mila lui Hristos se va pogorî peste noi, de la dreapta lui cea biruitoare, și postul, și rugăciunea, și curăția, și înfrânarea, și smerenia, și milostenia, și răbdarea, și ascultarea, ca toate bunătățile în mâinile lui sunt. Pentru aceea să nu ne întindem, nici să ne risipim cugetele noastre printre alte părți, ci numai să le urcăm la îndurătorul Dumnezeu de la care vine toată mila, ca să împărățim cu Dânsul în vecii vecilor. Cele de mai sus sunt certe valori ale moralei creștine. Oare astăzi, datorită răului instalat în lume, oamenii nu mai sunt dispuși să-și ia drept model de viață figurile ori sfaturile unor străluciți înaintași? Oamenii de astăzi renunță ușor la sfaturile de mai înainte. Astfel, ei nu beneficiază de bunătățile lui Dumnezeu. În schimb, se complac, se autocompătimesc cu și de răutățile întâmpinate. Chiar nu mai există în omul modern dorința de întoarcere la autenticile valori creștine? E tot mai greu, pentru că e asaltul acesta de descreștinare a Europei pe orice cale. Sigur că... Numai puțin, Andrei, o să te rog frumos să împrezie pe cineva de ajutor să mai aduceți o bancă. Eu nu uite, să mai aduceți o bancă aici, în față. Uitați, s-a blocat intrarea, e foarte multă lume care stă în picioare și s-a și blocat intrarea și să stea oamenii aici jos. Mă aducem aici, Andrei, din ușă. Lasă că știe, lasă că știe. Așa ca medici și ca părinți și ca bunici, și în sală sunt de toate felurile, noi știm, și ca oameni în vârstă, știm că și Sfinții Părinți spun asta, și Părinții Filocalici, și în literatura patristică, noi știm că lupta cu patimele trupești nu este ușoară pentru un tânăr. Nu este ușoară, dar una este să ajuți acest tânăr să nu aibă căderi, sau dacă are, să revină la starea cea din tâi, cum se spune, prin pocăință, prin spovedanie, prin așa, să-și mobilizeze forțele proprii, și alta este să ții ex-catedra în școlile din România sau din Europa, lecții pe tema aceasta. Aici e problema. Ce ar trebui să conțină pachetelul copiilor la școală sau la grădiniță? Hrană integrală și curată, fără aditivi. Într-o definiție simplă, așa. Cum putem ajuta copiii pentru creșterea imunității organismului? Și mâncând corect, și evitând multe antibiotice care scad imunitatea, evitând medicația imunosupresivă care și ea scade imunitatea, evitând zahărul care și el scade imunitatea. Cum se poate reface mucoasa nazală în mod natural, omeopat? Nu există o tehnică specială pentru mucoasa nazală. Sunt reguli generale de evitare a infecțiilor și de creșterea imunității. Câte ecografii se fac în sarcină, astfel încât să nu, să nu afecteze sfătul? Până la ora actuală, există o părere unanim acceptată că ecografiile nu afectează fătul. Au apărut în ultima vreme, totuși, niște studii care susțin că ecografia poate să afecteze vederea copilului mai târziu. Dacă dumneavoastră sunteți o femeie creștină care oricum nu vreți să faceți o întrerupere de sarcină sub nicio formă, faceți o ecografie la început, pentru a vedea prezența sarcinii, și o ecografie la sfârșit, pentru
a vedea dacă s-a întors copilul și este pregătit pentru naștere. Orice alte ecografii pe parcurs sunt inutile. Ce părere aveți legat de vaccinurile pentru bebeluși? Se pot face și când sunt mai mari? Puteți să le faceți sau să nu le faceți la orice vârstă. Aceeași întrebare. Vaccinurile la copii mici, le facem sau nu? Cred că noi am mai dezbătut problema aceasta aici. Nu contează dacă ne repetăm puțin. Pot mai să vă spun că este un subiect greu de lămurit în câteva minute. Și tranșant nu se poate răspunde la el. Și vă spun de ce. Pentru că însăși literatura medicală este foarte confuză. Vă dau următorul exemplu ca să încercăm o lămurire fără să dezbatem acest subiect care poate dura o oră în șir, poate dura. România are cea mai multă tuberculoză dintre toate țările europene. Are tuberculoză de 10 ori mai multă decât media europeană. Rețineți. Este o cifră enormă. Nici o țară din Europa nu are atâta tuberculoză ca România. E cea mai tuberculoasă țară. În același timp, România este cea mai vaccinată țară contra tuberculozei dintre toate țările europene. Pentru că în România vaccinarea se face la naștere, nașterele se fac numai în spital, deci nu scapă nimeni nevaccinat. De ce oare cea mai vaccinată țară din Europa are cea mai multă tuberculoză din Europa? E o întrebare legitimă. Da. Nu? Și atunci un institut de imunologie din Lausanne acum vreo 10 ani, a observat această statistică legată și de Grecia, și de Bulgaria, și de alte țări. Și și-a propus un studiu care a fost publicat, l-am redat și eu într-o carte, și ei susțin că vaccinul contra tuberculozei dă tuberculoză. De aceea, țările cele mai vaccinate au cea mai multă tuberculoză. Acum 2 ani, dacă vă amintiți, sau 3 ani, s-a adus un vaccin din Danemarca în România, contra tuberculozei, și au făcut tuberculoză după vaccin 100 de copii non-născuți. Și a ieșit domnul Arafat pe post și a spus și vă mirați și vă revoltați. E o cifră normală asta, la câte mii de copii am vaccinat, nu știu cât la sută să facă tuberculoză. Acum, sigur că prin această cifră normală, dânsul probabil că înțelegea că e vorba de copiii noștri, nu de copiii dânsului. Ce e de făcut în situația asta? Unele studii susțin că vaccinarea a stopat zeci de epidemii în lume și a salvat foarte mulți oameni. Alte studii susțin că vaccinurile au un grad de periculozitate prin faptul că generează efecte adverse periculoase. Din această contradicție nu se iese ușor. Încât eu sfătuiesc toate cuplurile care vin la mine la cabinet să citească singuri, să se informeze bine și să ia decizia soții împreună. Numai împreună. Am avut cazul unei preotese sau unui preot în România. Mama n-a vrut să vaccineze copilul, preotul a vrut să vaccineze copilul. Mama, de moment, a câștigat dialogul, nu a vaccinat copilul și copilul a făcut tuberculoză. Toată familia, toți doctorii, toți vecinii, socrii, părinții, părintele, s-au năpustit asupra ei, că din cauza asta a făcut copilul tuberculoză. Eu i-am luat apărarea, dar logic, pe baza unei statistici. Nu este adevărat că din cauza asta, deoarece România are cea mai multă tuberculoză din Europa. E de așteptat ca
foarte mulți copii se infecteze. N-am fost crezut. Apropo, că ați pomenit de sociologul Ilie Bădescu, dacă ne ajută Dumnezeu, chiar m-am consultat, am vorbit cu părintele paroh, în primăvară nădăjduim să-l aducem din nou la conferință aici pe Virgiliul Gheorghe Vlăiescu. Am vorbit și ne-a promis că încearcă să vină la primăvară. E foarte prins, acum e foarte ocupat. De asemenea, pe părintele Constantin Necula de la Sibiu și apoi și pe domnul profesor Ilie Bădescu. Cei care vreți, în seara aceasta, mai iau pomelnicele pentru Frăsinei. Cine vrea să dea pomelnic pentru mănăstirea Frăsinei, mergem în grup vineri. Mi le dați în seara aceasta, fiindcă eu nu ne mai întâlnim decât vineri când și plecăm. Altă întrebare. Vaccinurile la copii... ce putem mânca pentru a nu ne îmbolnăvi copiii? Repet. Sunt două principii de bază în alimentația corectă. Alimentul integral și fără aditivi, nepolar. Și al treilea, care e mai modern, fără organisme modificate genetic. Care este apa cea mai sănătoasă? Prima grijă la o apă, trebuie să o avem, să nu conțină săruri nitrice. La ora actuală, sărurile nitrice sunt considerate factor cancerigen, cam numărul 1-2 în lume, pentru că în Europa se toarnă cam 30 de milioane de tone pe an de săruri nitrice pentru îngrășarea pământului ca să crească producția. Și aceste săruri nitrice, intrate în corpul uman, și consumate an de an, așa, 20-30 de ani, sunt un potențial cancerigen, pentru că această boală numită cancer înseamnă o creștere dezordonată a celulelor. Și ele sunt stimulate de sărurile nitrice. Cercetați pe etichete dacă au sau nu au săruri nitrice. Ce recomandați unei persoane care ia medicamente pentru depresie de vreo 4 ani de zile, având în vedere că a început să aibă probleme cu ficatul și cu stomacul? Ce medicamente naturiste i-ați recomanda? Există remedii naturale, dar trebuie stat de vorbă cu bolnavul, nu așa, nu așa simplu. Și să apeleze și la un psiholog și depinde și de tipul de depresie. Ce părere aveți despre programul de vaccinuri al noilor născuți? Să refer. Da. Uitați că eu le-am luat la rând. Ce părere aveți despre lăptișorul de matcă care se găsește la plafar? Este lăptișor de matcă pur sau poate să fie altceva? Cine poate să știe asta? Apropo, ce ați mai câștigat din lupta, din bătălia cu sarea? Nu, hotărârea de guvern continuă. Nu s-a suprimat. Acum, e o întrebare bună. Aș vrea să rămâim un lucru. România este singura țară din Europa unde băuturile răcoritoare sunt conservate cu benzoat de sodiu. Benzoatul de sodiu este trecut pe lista substanțelor periculoase și cancerigene în toate țările. Acolo există un catalog al aditivilor periculoși, benzoatul de sodiu apare printre ele. Am fost la Brașov anul trecut, cred, la o conferință mare, așa, vreo 500 de oameni în sală, și o doamnă s-a ridicat și a zis: domnul doctor, vă rog frumos să ne ajutați și pe noi și să scoateți dumneavoastră din țară, e patronul firmei Coca-Cola. Ca să nu mai bem noi Coca-Cola. Am înțeles că e pentru noi. Doamnă, mai există o metodă. Care? Să nu mai bei. Dar însă la asta nu se gândește. Deci dacă
tot poporul român a refuzat să consume băuturi cu coca, cu benzoat de sodiu, afacerea s-ar diminua și omul ar pleca, că nu e tâmpit să stea aici dacă nu cumpără nimeni marca lui. Așa e și cu starea ta. Hotărârea de guvern e valabilă, concentrația de iod s-a dublat la 4 ani după ce a fost emisă prima hotărâre, în anul 2000, și poporul consumă. Dacă consumă, sigur că statul pune iod în continuare. Plăcea este însărcinat în 7 luni. Eu am RH pozitiv, ea are RH negativ. Medicul i-a recomandat să facă vaccinul imunoglobină, imunoglobulină, antide. Chiar acum, la 28 de săptămâni, prima tranșă și la naștere cea de-a doua tranșă. Da. Ce mă sfătuiți dumneavoastră? Poate să facă, pentru că imunoglobulina nu este un vaccin. Sunteți de acord cu căsătoria albă? Nu. S-a întrebat în duhovnic. Am făcut fetiței mele vaccinul opțional Rotarix. Da. În urma acestuia a avut o alergie spontană care era, care în acord cu medicul care l-a făcut, am hotărât să nu-i mai facem cea de-a doua doză. Credeți că acest vaccin poate avea repercursiuni pe termen lung? Așa zisele vaccinuri obligatorii pot avea efecte cu bătaie lungă pentru copii? Multe întrebări despre vaccin. Da, da. Știu, pentru că Ministerul vrea să introducă obligativitatea. Deci s-a dezbătut mult această lege a obligativității vaccinurilor. Acum au alte griji și au mai lăsat-o deocamdată deoparte așa. Dacă, deci în România s-a introdus legea seriodată ca o lege în care guvernul obligă poporul să mănânce ce vrea guvernul. Este prima lege din lume cu o lege totalitară. Dacă introduce și legea vaccinărilor obligatorii, ar fi a doua lege în România tot totalitară, în care guvernul obligă poporul să-și injecteze o substanță farmacologică activă în trupul lui. Părerea mea este că dacă o familie vrea să-și vaccineze copilul, să-și vaccineze. Deci, noi am învățat și la teologie acest principiu al libertății, care este, era baza primelor capitole din Geneza. Știți cum se spune, că Dumnezeu l-a făcut pe om atât de liber, încât este liber să-și conteste și Creatorul. O asemenea libertate nu există în nicio altă filozofie sau religie din lume. Și că dacă Sfinții Părinți spun așa, că dacă omul nu vrea să se mântuiască, Dumnezeu nu-l determină, nu-l obligă, nu-l lasă liber. Este principiul acesta al libertății, este suprem, cumva, este sfânt. Și el vine de la creație. Deci dacă o familie vrea să-și vaccineze copilul, să-și vaccineze. Foarte bine. Dar dacă nu vrea, guvernul nu poate să-l oblige. Este abominabil. Că s-ar putea într-o bună zi să vină guvernul să dea o hotărâre, domne, spre binele poporului român, sunteți obligați în fiecare zi să beți un pahar de motorină. S-ar putea unii să-și bea. Ca să respecte legea. Deci aici trebuie luptat puțin. Să nu poată guvernul să intervine, că iar intervine, de fapt, în antropologia
creștinului. Treptat, treptat, vedeți, există riscul să apară a doua lege și nu există o țară cu un precedent în sensul acesta. Știu că ați deschis o, o brutărie. Unde putem găsi pâine de calitate? Unde se află acea brutărie? Nu, sunt niște magazine naturale care, care comercializează pâine bio, integrală. Care sunt alimentele cancerigene de top 10? Salamurile, zahărul, pe primul loc. Și după aceea, abuzul de carne, abuzul de făină albă, abuzul de gumă de mestecat, abuzul de grăsime animale, mai sunt și alte, și unele medicamente, și radiații, și etc. Cum filtrăm apa pentru copil? Există tot felul de filtre. Toate sunt, au un efect de filtrare, dar idealul este apa de put sau de izvor. Dar în câmpia Bărăganului, până la 50 de metri altitudine, încă găsiți nitriți. Dar abia când treceți de 50, la 80 și la 120, apa mai sigură. În ce stadiu vă aflați cu clinica de la Nera? 4 pavilioane sunt gata, mă duc luni să le preiau marțe de la constructor cu proces verbal, mai am de făcut saloanele, care sper că vor fi gata în luna martie. Și când credeți? Când este? Martie, aprilie. Ce mai scrieți? N-a mai fost timp pentru asta acum, dar... Sau ce alte proiecte mai aveți? Sau v-ați concentrat pe Nera? M-am concentrat pe Nera pentru că e un proiect gândit de la început. Odată văzând cam ce este medicina contemporană, a doua oară profitând de o prietenie cu maicile de la Nera, care sunt din 100 câte sunt acum, 10 sunt licențiate în psihologie, 14 sunt asistente medicale, 5-6 sunt economiste, mai este doctoriță, etc. Deci mă pot bizui pe ele și pe binecuvântarea Mitropolitului Heroteus Vlachos, care a fost acolo, a văzut lucrarea, și cu speranța că acolo vom putea aplica din plin conceptul psihoterapiei ortodoxe în terapia suportivă a cancerului la debut. Pentru că există suficiente studii, în afară de asta, în afară de nutriție, de stil de viață, de kinetoterapie, etc., pentru că există multe studii la ora actuală, puțin cunoscute în România, sau deloc, care dovedesc că o psihoterapie eficientă aplicată la aflarea veștii că bolnavul are cancer, este foarte eficientă și garantează atât creșterea duratei vieții, cât și șansa de vindecare sau, în mod sigur, șansa de ameliorare a calității vieții unui bolnav cu cancer. Iar psihoterapia așa de tip ortodox se practică în puține locuri în lume, și noi vrem să promovăm acolo acest concept. Și hospice-ul Sfânta Irina de la Voluntari, cum merge? Merge bine, în ciuda dificultăților financiare. Din 3500 de bolnavi cât au trecut pe acolo și procentul cel mai mare dintre ei acolo, de acolo au plecat la Domnul, avem o statistică care ne arată că doar 10% din ei nu s-au spovedit și împărtășit înainte de moarte din motive confesionale sau fiind atei, dar 90% din ei au plecat din viața aceasta după taina spovedaniei și împărtășaniei, deci cu șanse maxime de mântuire a sufletului lor. Aceasta este, de fapt, cea mai de preț realizare a unui hospice ortodox.
Dar trebuie luptat și pentru asta. M-aș fi bucurat să apară... Cu ce vă confruntați acolo? Ca greutate, ca dificultate? Materială, financiară? Materială, în primul rând, financiară, pentru că așa cum sunt bugetul, finanțele în România, Casa de Asigurări de Sănătate dă bani puțin. Dacă ne-am bazat numai pe banii casei, calitatea actului medical ar fi joasă. Noi facem rost de donații în fiecare lună, mai donează și familiile bolnavului cât pot, ca să putem avea calitatea actului medical. Ce părere aveți despre homeopatie? Cum putem să distingem între homeopatia care duce spre ocultism? Păi, întrebarea este puțin greșită. Nu există o homeopatie care duce spre ocultism și una care nu duce spre ocultism. Dacă un doctor practică medicina clasică și prescrie penicilină și este și vrăjitor în același timp, sau magician, penicilina e vinovată pentru asta? Nu. Omul este vinovat sau nevinovat de practici oculte, nu metoda. Homeopatia folosește remedii naturale. Noi nu putem spune, e chiar un păcat, să susținem că homeopatia folosește gălbenele și că gălbenele sunt magice sau oculte. Sau... Nu gălbenele, ci omul care practică actul terapeutic. Poate fi în regulă sau în neregulă. A fost o confruntare în aula magna a Universității din București, acum un an, așa foarte dură cumva, dar a prins bine. A venit un profesor din Sankt Petersburg, la Facultatea de Medicină, care a scris o carte de homeopatie. Și au venit și detractorii homeopatiei sale. Ei au spus că homeopatia nu este valabilă, deoarece Hahnemann, care a fost reactivatorul modern al homeopatiei, secolul XVIII, nu e bună homeopatia pentru că Hahnemann a fost francmason. Da, francmasoni sunt și asta, și în medicină, și în biserică, așa. Deci nu înseamnă că biserica nu e bună sau că medicina nu e bună pentru că unul din profesorii are alte orientări religioase sau știu eu. Deci să nu confundăm omul cu metoda. Unii au spus că homeopatia nu e bună pentru că principiul similia nu există în teologia ortodoxă. Care este principiul similia? Pe românește, similia similibus curantur. Pe românește spus, cui pe cui se scoate. Pleacă de la constatarea că homeopatia, prin remediile naturale, înalt diluate, provoacă o reacție în corpul omului asemănătoare cu boala lui de bază. Această reacție similară, că da, îi spune similia, determină organismul să lupte împotriva bolii de bază și în felul acesta apare vindecarea. Asta e principiul de bază al homeopatiei. Similia similibus curantur. Ori noi găsim principiul similia de multe ori în Scriptură. Când Moise a înălțat șarpele în pustie, cel care privea la șarpe nu murea. În noaptea de Paște, dumneavoastră cântați aici cu moartea pe moarte călcând. Apostolul Pavel spune, datu-mi sau înghimpe în trup ca să nu mă trufesc. E principiul similia tipic. O boală fizică, și știm care era boala fizică a Apostolului Pavel, un defect de vedere,
pentru că în Epistola către Galateni el spune: o, galatenilor, eu știu că ochii voștri mi-ați dat. Dacă ați putea, ochii voștri mi-ați dat. Probabil că a rămas cu acest defect de vedere de pe drumul Damascului, când s-a convertit. Ori, versetul este foarte clar. Dat-o mi s-a înghimit pentru ca să nu mă trufesc. O boală organică alungă, face profilaxia unei boli spirituale, mult mai grave. Cui pe cui se scoate, sau similia similibus curantur. Toată literatura patristică, dacă luăm, vorbește despre cele asemenea care pot fi îndepărtate cu cele asemenea. Sunt chiar expresii, sintagme precise ale Sfinților Părinți. Cu rănile tale vindecă rănile mele, cu sângele tău curățește sângele meu. Găsiți în rugăciunea dinainte de împărtășanie. Și așa mai departe. Crezi că niște povești ale unor călugări mai puțin instruiți așa, care probabil că vor ști să se afirme cumva și e mai ușor să te afirmi negând ceva decât construind ceva. Credeți că fertilitatea scăzută în zilele noastre, din zilele noastre, e cauzată de nivelul de radiații din mediu? Nu, domnul Stelian, nu vor să facă copii. Și sunt multe agresiuni asupra aparatului genital al femeii. Multă hormonologie și în hrană există hormoni care acționează indirect, păsările sunt hormonizate, așa de căscătorie intensivă. Pilula contraceptivă e foarte mult folosită. Există multe infertilități după pilula de a doua zi, care e de câteva sute de ori mai concentrată decât o pilulă contraceptivă obișnuită. Femeile nu știu asta. Și eu nu iau pilulă contraceptivă, eu iau numai de a doua zi. Dar dacă ia trei de astea, e ca și unul la vreo 10 ani, pilulă contraceptivă. Ce facem noi pentru tinerii care suferă în urma incendiului de la colectiv? Deci ne rugăm pentru ei. Ce putem să facem? Și să îi îndrumăm pe copiii noștri să meargă la biserică. Cum ne întreținem trupul sănătos? Ce exerciții fizice să facem? Păi eu, într-un an, am dat o lucrare de licență unei studente care se chema așa, Anatomia și fiziologia metaniei. Și ea a dovedit în această lucrare cu niște investigații pe care le-a făcut asupra înainte, în timpul și după efectuarea metanilor, parametrii, cum funcționează inima, plămânul, oxigenul, alura ventriculară, tensiunea, etc. Dar vreau să vă spun concret că am avut acum câteva luni o doamnă în cabinet din Australia, care avea doamna vreo 60 de ani și a dus-o pe mama dânsii în Australia, tot la vârsta de 60 de ani. Și a murit mama dânsii la 90 și ceva de ani. Deci a mai trăit 30 de ani în Australia. Și am avut curiozitatea să întreb ce stil de viață a avut doamna vârstnică. Și mi-a spus un singur lucru, pe lângă faptul că mânca cumpătat, mi-a zis că în fiecare zi, până în preziua morții, a făcut o oră metanii zilnic. Până la 90 și ceva. Vaccinul antigripal să-l facem sau nu? Știți cumva dacă Prestarium pentru tensiune afectează vederea? Nu știu ca Prestarium să afecteze vederea. Iar vaccinul antigripal, același principiu, vi-l spun. Eu nu
Nu vreau să pledez propagandistic contra vaccinurilor. Am scris studia, tradus. Acum, de exemplu, noi vom publica o carte, am luat copyright-ul, scrisă de 20 de imunologi celebri din întreaga lume, un colectiv condus de 3 profesori evrei de la Universitatea Tel HaShomer și ei celebri în imunologie, care au scris un tratat de 500 de pagini, e tradus deja, urmează în următoarele 2-3 luni să-l publicăm, și care se cheamă Autoimunitatea și vaccinurile. Trebuie să comparați această carte când va apare, chiar dacă sunt termeni foarte specifici medicali, nu contează, multe lucruri să înțeleg, să o faceți la voastră singuri o părere. Pentru că așa este mai bine decât să propovăduiască unul sau altul. V-am spus de ce. Problema este spinoasă. Dacă copilul face o boală, încep învinuirile și probleme de procesele de conștiință. Trebuie să vă lămuriți singuri în baza unor documentări foarte serioase, să luați o decizie numai împreună. Eu am o fostă studentă care are copii mulți, ea are copii mulți, și un timp le vorbea părinților împotriva vaccinului. Și la un moment dat a încetat să mai vorbească împotriva vaccinului. Nici legea nu dă voie, probabil. Acum, în noua lege care se propune, se spune că medicul care vorbește împotriva vaccinului îi se va lua dreptul de liberă practică sau va fi judecat de colegiul medicilor. În fine, dar tot conform legii, ea e obligată să citească reacțiile adverse din prospect mamei care vine cu copilul la vaccinat. Și a avut o mămică într-o zi, a zis, doamna doctor, eu am venit cu copilul la vaccinat. Copilul meu are astăzi un an și trebuie să-i fac vaccinurile de un an. Doctorița a zis, dar dacă are un an, nu era mai bine să stai acasă, să-i faci un tort, să chem copiii, să suple în mânare, să... așa. Nu, nu, că nu vreau să pierd vaccinul. Ok. Dar atunci eu sunt obligată să-ți citesc reacțiile adverse din prospect, care mă obligă legea. Și a început să citească înțepătură la locul injecției, febră, paralizie, comă, moarte subită. Asta a scris în prospect. Mama, când a auzit cuvântul moarte subită, s-a zis așa puțin. Da, doamna doctor, la care mână vreți să-i faceți? Ca să știu. V-a plăcut dialog, da? Ok. Cum ajută Sfânta Spovedanie în bolile trupești? Ajută, pentru că este o relație între trup și suflet, în care sufletul este determinant în această relație care evoluează până la moarte și după moarte. Imaginea trupului persistă până la a doua venire, când trupul va fi duhovnicesc. Ce facem în cazul unei răceli puternice? Luăm pastile sau nu? Depinde. Dacă e o pneumonie, trebuie luate antibiotice. Dacă nu e pneumonie, nu trebuie luate antibiotice. Să filtrăm aerul din camera copilului? Sper să nu ajungem până acolo. Cum tratăm? Deci, Bucureștiul, rețineți, pe Eurostat, care e un institut de statistică europeană, București este cel mai poluat oraș cu pulberi din Europa. Cum tratăm naturist bolile stomacale? Sunt plante, pansamente gastrice. Întrebări, dacă mai sunt. Vă așteptăm? Da.
Bună seara. Doamne, știu un scurt dialog cu doamna Crista tot de acolo. Și vreau să vă cer părerea legat de această combinație a mai multor viruși într-un vaccin polivalent, hexavalent. În ziua de azi, ce părere aveți? Care se administrează copiilor tot așa, până da. În an. Sunt patru tipuri de astfel de vaccin în schema recomandată națională, până la un an. Patru vaccinuri hexavalente. Eu vă spun niște lucruri vechi, nu niște lucruri noi, dar sunt valabile. Pentru că întâmplarea a făcut că mi-am susținut teza de doctorat cu un mare imunolog. Și încă acum 20 și ceva, 30 de ani, el, acest mare imunolog, avea teoria aceasta, logică, că dacă injectez 6 tulpini vaccinale odată în corpul unui copil, cum este hexavaccinul, de exemplu, sau tetracocul, 4 vaccinuri, sau pentavoxul, 5, sau... Este imposibil ca organismul uman să răspundă eficient la toate 5, la toate 6 sau la toate 4. N-are cum. Pentru că efortul, travaliul imunologic este imens. Noi nu-l resimțim, așa ca și cum am urcat un munte și obosim și mai stăm și... Nu-l resimțim, pentru că imunologia la diluțiile acestea mici, cum lucrează vaccinurile, efortul acesta imunologic se desfășoară în timp. De aceea multe reacții post-vaccinale apar tardiv, la săptămâni și unor luni de zile după. Există un film care circulă pe net și care se cheamă Liniște se vaccinează. Îl puteți accesa oricând, deși tradus se numește. Și acolo puteți vedea cazuri de miofascită granulomatoasă, de unde au plecat mai multe complicații și în granulomul respectiv de mușchiul deltoid, când l-au analizat, au găsit săruri de aluminiu care proveneau din vaccinul injectat acolo. După ani de zile, vaccinul s-a făcut la 2 ani și bolnavul la 30 de ani era depistat cu aceste doze. Deci, chiar pe teoria vaccinalistă, dacă mergem, nu putem accepta vaccinurile multiple. Mai este o problemă de care nu se ține cont, ca să explicăm. Adică nu, eu nu sunt nici de principiu, nici total împotriva vaccinurilor. Dar de ce în trecut oamenii nu aveau reacții adverse la vaccinuri? Acum 40 de ani. Odată că nu era introdus timerosalul și alți aditivi în vaccinuri, pe vremea aceea nu se foloseau. Și în al doilea rând erau numai monovaccinuri. Nu erau vaccinuri multiple. Teoria spune așa, că dacă copilul se naște cu anticorpi eficienți în organismul lui și tu încerci să injectezi un vaccin exact pe linia asta, unde el are anticorpii cei mai buni, organismul se revoltă și face cele mai neplăcute reacții adverse. Dacă tu vrei să injectezi un vaccin acolo unde el are un gol imunologic, ăla îl suportă perfect. Fără probleme. Dar acest lucru noi nu știm. Atâta timp cât iei copilul de o aripă, așa, vulgar, la câteva minute după ce se naște și e și introdus un vaccin, când copilul vine pe lume, schimbă mediul intrauterin, care e un mediu acvatic, o altă temperatură, liniște adâncă, acolo, n-au, deși iese în lume și trage primul aer în piept. E o adaptare la mediul aerian, e o adaptare la prima respirație, e o adaptare la gălăgia care o aude el în sala de naștere. Știu ce mai vorbește câte o asistentă pe acolo. Așa, în condițiile alea am avut un copil la consultație și m-am uitat la canetul de vaccinări
și am văzut vârsta 10 minute, vaccin antihepatită B. Păi lasă-l, domnule, puțin 10 minute. E o barbarie. La 10 minute după ce este un copil din pântecele mamei, să-l iei și să injectezi primul vaccin și să-l și obligi să fabrice anticorpi antihepatită. Sunt și niște nuanțe, niște amănunte pe care trebuie să ținem cont. Poate fi cancerul o binecuvântare? Mulți sfinți părinți se rugau lui Dumnezeu pentru a primi cancer. Exemplu, Sfântul Porfirie. N-aș spune că trebuie să privim așa lucrurile. Biblia este, dacă extragem pasajele cu vindecări din Noul Testament, Noul Testament se subțiază drastic. Noul Testament este un testament al vindecării, în esența lui. Mântuire înseamnă vindecare, de fapt. N-aș zice să cădem așa într-o extremă de asta. Noi luptăm pentru vindecare. Că Dumnezeu decide dacă această vindecare ne-o dă, ne-o permite sau nu, pentru planul Lui pedagogic divin de mântuirea noastră. Asta e o altă problemă. Dar nu mi se pare nici teologic, nici medical, așa aș zice că nu. E adevărat că mulți sfinți care îl urmează pe Hristos poartă ca și Mântuitorul. Acesta, neputințele noastre le-a luat și bolile noastre le-a purtat. Spune Noul Testament despre Mântuitorul, Epistolele pe Petru. Dar are, cred că Sfântul Vasile cel Mare, un studiu despre martiri, foarte interesant. Și el spune că dacă un om, în mod ostentativ, iese în fața săbiei ca să moară pentru Hristos, nu e considerat martir. Martirajul vine de la sine în viața omului, nu furându-l așa. De ce trebuie noi să, de fapt, adică să luptăm? Să ne iei ca pe un capriciu. Păi da, e ca pe o vânătoare așa de... De ce trebuie noi... Omul trebuie să-și facă datoria, să mărturisească pe Hristos. Că martir, de fapt, înseamnă martor. Asta e etimologia, de aici vine cuvântul martir. Un martor care își asumă chiar pierderea vieții, mărturisind. Asta e definiția martirului. Nu ieșind în țeava puștii, ca neapărat să fie martir, să ajungă... Da. E o problemă prețioasă aceasta cu martirii. Despre ei, textele biblice spun așa, că sunt sub jertfelnic, în fața altarului, și și-au albit veșmintele în sângele mielului. Ei sunt cel mai aproape de tronul lui Dumnezeu. Da. Apropo, ați contribuit esențial și decisiv sau hotărător la titorirea și construirea mănăstirii și a întregului centru, a întregului așezământ de la Iud. În ce stadiu se mai află așezământul de acolo? Ce ne puteți spune despre el în câteva cuvinte? Cum ne puteți prezenta? Cam 80% din acest martirologiu este ridicat prin donația unui om bogat din România, care a dat până acum 3 milioane și jumătate de euro. Și care a fost atras de acest așezământ după o conferință a lui Dan Turing despre martiri. El însuși mărturisind că și-a găsit bunicul pe placa de marmură mort la Iud. E un așezământ ridicat în mod miraculos.
multe piedici venite dinăuntru bisericii și din afara bisericii, dar care au fost depășite. În ziarul Lumea Credinței, numărul din noiembrie, numărul din această lună, Răzvan Bucurui are un material foarte frumos pe seama acestuia și lumea. Material interesant. Sunteți de acord cu provocarea, înțeleg, pentru operații, operare fibrom, vârsta 50 de ani. Nu știu ce scrie aici. Ce nu greșesc. E provocarea menstruă aici, pentru operația de fibrom. Da. La 50 de ani. Eu, să fiu sincer, cred că e o neînțelegere. Nu cred că există așa ceva. Poate se referă la provocarea unei sângerări, dar depinde la 50 de ani, dacă s-a instalat menopauza, nu mai poate să apară o menstruă. Da. Părinte paroh, haideți să facem încheierea. După aceea, stai și facem încheierea. Mulțumim tare mult! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cu bine să-i cu adevărat să fericit tot din născătoare și acum le-a creștită și mai mică și mai Maica Dumnezeu. De aceea mai cinstită decât Heruvii, pentru că da semănal, că s-ar fi. Dar a fost fericit pe Dumnezeu cu unul despre tine și cu adevărat născătoare Dumnezeu pe tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vece. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Sfântul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Vă mulțumim, domnule doctor, vă mai așteptăm.